Premierul Ciolacu respinge cu superbie propunerile femeii. Mesajul către electorat este: avem nevoie de banii străinilor. Nu acceptăm să luăm măsurile cerute de ei, care lovesc în pensionarii, nu oamenii cu venituri mici. Așa speră Ciolacu să concureze AUR la populism. După acel mai măgarilor aruncat celor care îl întreabă de unde ia bani să mărească pensiile. Dacă în ce privește America, NATO, UE a ales să treacă drept european și nord-atlantic, drept care nu cârtește, își scoate pârleala naționalist-suveranistă cu femei. De fapt, e vorba de străvechiul "nu ne vindem țara", prea puțin cosmetizat. Ceea ce din punct de vedere economic e o prostie. Împrumutul de la femei nu e o sumă prea mare. Semnificația lui însă este foarte importantă pe plan internațional. Investitorii și băncile au încredere mai mare într-o țară aflată în acord cu femei, ceea ce se reflectă în volumul investițiilor și în ratele dobânzilor. Apoi, măsurile cerute de femei, amânarea creșterii pensiilor, mărirea impozitului pe salariu, creșterea TVA, ar fi salutare pentru menținerea deficitului bugetar în limite rezonabile. Dar așa, PSD nu mai poate să utilizeze principala sa armă electorală, impresia că le dă oamenilor ceva din grijă față de ei. Și totuși, guvernul Ciolacu se împrumută, fără dobândă, chiar nerambursabil. De la cine? De la români, de la noi. Toate aceste faceri de bine, inclusiv plafonarea prețurilor la produse alimentare de bază, se vor răzbuna după alegeri. Plafonarea prețurilor la energie deja se înfundă. Guvernul nu are bani pentru plata facturilor către furnizori. Toată strategia PSD se rezumă la versul paraziților: dau bani falși de pomană. Peste 1000 de muzicieni din Suedia cer printr-o scrisoare deschisă excluderea Israelului de la actuala ediție Eurovision. 1400 de artiști din Islanda și Finlanda vor același lucru. EBU, organizatorul festivalului concurs, răspunde că nu va interzice participarea Israelului. Acesta fiind un concurs apolitic între televiziunile publice, nu între guverne sau state. Însă acest criteriu nu a funcționat în 2022, când Rusia a fost exclusă, nici în 2021, când Belarus a primit interdicție. Ori, în acest moment, poza mondială a Israelului asmuțit de Netanyahu nu mai diferă prea mult de cea a Rusiei lui Putin sau Belarusului sub Lukashenko. Nazistul Bibi reușește să îngroape în uitare pe cei uciși în masacrele din 7 octombrie. Postscriptum, TVR nu riscă excluderea deoarece nu participă, din lipsă de bani. E și ăsta un indicator pentru starea economico-financiară a României, dincolo de asigurările date cu glasă de rege de către Ciolacu. Mișcarea fermierilor din România, la fel ca aceea colegilor lor din Europa, este doar un subsidiar pentru sprijin de la stat sau împotriva Ucrainei și prețurilor ei scăzute la produse agricole. Este în primul rând o revoltă împotriva Uniunii Europene, ba chiar antiglobalistă, ba chiar anticapitalistă. Pur și simplu, fermierii nu mai vor să muncească în condiții de concurență pe care o consideră neloială. Vor protecționism, renunțarea la cerințele verzi ale UE privind combustibilii fosili și producția ecologică, economii naționale autosuficiente, nu economie de piață. Xenofobia și rasismul partidelor extremiste aflate în ascensiune masivă în întreaga Europa sunt la un pas. Nu vă sună cunoscut? Este exact idealul nobil al lui Ceaușescu din anii 80, iar România de azi se află într-o situație de râs, dacă n-ar fi de plâns. Guvernul caută bani peste tot, dar din cele circa 9 miliarde de euro pe care le are la dispoziție ca tranșe PNRR, din partea asupritorilor de la Bruxelles,
nu a reușit să cheltuiască până acum decât o jumătate de sfert. Nicolae Ciucă e un candidat la Cotroceni cam ca iepurii pe care i-a îngăduit Putin ca să arate că prezidențialele din Rusia sunt cele mai democratice din lume. Întrucât nu numai că nu intră în turul 2, dar e posibil să ia mai puține voturi decât câștigătorul primăriei capitalei, PNL s-a gândit să nu-l mai susțină pe Nicușor Dan, deoarece e prea apropiat de USR, fostul partener de guvernare al liberalilor. Nu discut prestația ca edil a lui Nicușor Dan. Este vorba de faptul că PNL se comportă la fel de arogant și irresponsabil ca PNCCD în anul 2000.